Salut, bine v-am găsit la un nou video de pe canal, de pe canalul X Brawl Stars, poate că v-ați dat seama, normal că v-ați dat seama. Astăzi o să răspund la toate nebunile astea de întrebări, la fix toate, bă, nici la una nu o să, nu o să zic stop, o să zic la toate o să răspund. Deci, înainte de a începe, nu uitați de butonul de like și de subscribe. Uh, pentru început vreau să zic că acest clip n-a fost editat pentru că, uitați câte ceasuri și da. Uh, decât să mai stau, vreau să-l postez chiar acum, deci cum îl gat, cum îl postez. Asta nu cred că trebuie să vă zic, dar în continuare, haideți să continuăm în continuare. Bun. Prima întrebare vine de la XCBX, văd că a scris-o două nu înțeleg de ce. Dice, mai în piese? Bă, sebi? nu știu. Nu știu, bă, frate, că nu prea, nu prea am făcut vizionări cu cu muzica și gen de ăsta, dar uh... poate facem, fă tu, poate facem, dar de nu? Pentru că trebuie să-mi iau și de la de făcut muzică, pui mei, în schimb nu cred că o să fac, dar nu se știe niciodată. Bun. Ai făcut... What the fuck? Ce întrebare asta? În fine. Nu. Nu știe. <gătă -i> Andrei Radu nu știe, ești nebun? Ce te-a motivat să te apuci de YouTube? Păi, cred că toată lumea a văzut YouTuberii mari în acțiune și, bă, cred că toată lumea vrea să aibă mulți abonați și vizionări. De fapt, ca să faci abonați, să ai vizionari, În primul rând, să ai vizionari ca să faci abonați, nu invers. Deci, m-a motivat cel mai mult YouTuberii mari. Am văzut la YouTuberii mari uh, ce postează ce am zis, hai să postez și eu da. Ai vrea să ajungi la 1000 mie. Cred că o mie de abonați am vrut Da, frate, cred că toți. Da, toți vor să facă chestia asta. Ce zodi ești? Sunt berbec. De unde ești? Din Simeria aproape de Deva. Poate n-ați auzit, dar Simeria este un, un oraș de aproape de Deva. La 10 km mai exact. Ai soră să frate? Da, am două surori și un frate. Ai un animal de companie? Da, am un câine. Uh, am făcut videoclip cu el care sunt youtuberi youtuberii sau tiktokerii tăi preferați? Băi, tiktoker nu prea am preferați, în schimb youtuberi sunt Irafel și cu Mădălin. În ce clasă ești? Sunt în clasă șase. Cu ce te ocupi? În mare parte nu mă ocup cu nimic decât cu YouTube-ul, cel mai des. Ce o să faci la 1000 de abonați? În primul rând, dacă o să ajung la 1000 de abonați și după aceea vedem. Câți ani ai? Am 12 ce ani, fac în aprilie 13. Ce clase sunt în așa a șasea? Ai frate sau surori? Da, am două surori și un frate. Wow. Ești. Da. Dacă nu. Știu, n-am făcut-o. Hai că... Hai că am făcut-o dacă e ceva. Ce întrebare a fost asta. E că cea mai tâmpită din te În continuare. Continuăm în continuare. Câte conturi ai? Bă, câte conturi am? Cred că am văzut 10 conturi. Ești abonat cu conturile... Cu... Ești abonat cu conturi la tine în sus? Uh, ca să zic adevărul acum, na, nu sunt abonat, conturile le-am făcut prin fapt pe casă. Fac abonați cum ar veni. Intram pe live cu promovări și făceam și mă abonam la oameni și, na, cam așa am făcut. Adică nu toți, cam jumate. Care e cea mai mare sumă de abonați pe care a avut-o vreodată? Bă, dacă nu știi, 700. Deci, ăsta a fost cel mai mare. Care jocul tău preferat? În mare parte, Brawl Stars. Ce faci în timpul liber? Pot să zic că citesc. Îți place să cânti. De cântat nu-mi place, dar de făcut melodii cam făceam înainte, adică făceam, nu făceam la instrument muzical, făceam de pe calculator, am avut o aplicație când sunt la ceva, bă, eu ți-am spus, am fac de pe calculator niște melodii când mă mai plictisesc. Ce telefon ai? Am Motorola, numărul de la pantofi. Păi, numărul de la pantofi, hai că mai știu și eu numărul de la pantofi. La ce ți-ar plăcea să cânti? Măr parte la nimic, că nu cânt. Animal preferat. Lup, emoș preferat, foc. E de ajuns normal. O să vrei să te lași de YouTube, nu știu dacă o să mă las de YouTube, dar o să vedem pe parcurs, o să fac și un anunț dacă o să mă las de YouTube, deci ăsta este cam tot, deci cam tot. Sper că ați fost mulțumiți de întrebările. deci întrebarea asta a fost una, cam nasoală. Și și asta cu asta era. Da? Dar în fine, mersi de întrebări. Dacă n-ați văzut acest videoclip clip cu amnatul legendar Dragon de la Supercell, aveți link în descriere. Hai că o să pun. O să încerc să pun link în descriere. Așa că ceau!